care a ajuns așadar acolo. Vă spuneam că la ora 9:55, așa cum arată programul zilei de astăzi, va fi intonat imnul național. Vedem imagini în direct așadar președintele României în acest moment. Da, salută și oamenii de la Malul Mării, Klaus Iohannis. Momentul acesta, după ce va fi intonat imnul național, va fi urmat de salutul solemn al celor 21 de salve de tun ce se vor auzi până în portul Tomis, iar după aceea șeful statului major al forțelor navale, Alexandru Mărșu, va prelua cuvântul de deschidere al acestor festivități. Acum.